Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino a devenit aproape impracticabilă, asta deoarece în zona au loc lucrări de schimbare a rețelei de gaze. Lucrările societății District Gaz, este vorba de lucrarea de pe Cantacuzino, este o lucrare mare de investiție, au fost înlocuite rețelele, deci rețelele sunt noi de gaze, deci s-a început pe Cantacuzino, am venit pe strada Caragiale, se trece prin spate pe la Omnia, după care ne întoarcem până pe Cantacuzino. Chiar dacă răbdarea șoferilor este pusă la încercare, există și vești bune. În urma discuțiilor purtate de reprezentanții primăriei Ploiești cu cei de la District Gaz, strada Caragiale a fost asfaltată integral, gratis, de către compania respectivă. Am avut discuții cu cei de la District Gaz și am reușit o negociere profitabilă pentru noi, în sensul că strada Caragiale a fost asfaltată în totalitate gratuit, urmând ca în continuare pe traseu să se realizeze asfaltarea corespunzătoare. Tot gratuit. Totuși, până când lucrurile vor fi finalizate, iar strada Cantacuzino va fi adusă la starea inițială, șoferii ar trebui să ia în calcul alte rute pentru a ajunge la destinație.